Ăștia care în general își pun mască sau așa, au curajul ăsta pentru, tocmai pentru că au mască. E un fel de ăia care scriu comentarii proaste pe net, care au curajul doar pentru că stă acolo. Stop! Înainte de a privi acest vlog, vreau să transformați butonul roșu în gri și să-mi lăsați un like. Nimic nu vă costă. Asta e unica metodă de a mă ajuta pe mine să mă susțineți ceva de genul ăsta și să înțelegeți un lucru. Dincolo de sticlă și mască, cagulă, există un personaj cu oarecare calități. Am venit la România au talent să fac show. Nu am venit să par un guru, ceva de genul ăsta sau să arăt cât îți de deștept eu. Nu. Asta e. Mersi și vizualizare plăcute. Doamna Maria, o să-i vedeți pe YouTube. Hei, bună dimineața, București! El doarme. Care mai încurcă la succes să-i tai capul? Uite, am 3 milioane aici de euro. Cel puțin pe un card. Un pahar de vin? You know who is Rick Singer Eugeniu? Da, eu mai văd puțin. Ce e? Bravo, Rix! Bună seara, suntem în trenul Chișinău-București. Hey ho, București, Chișinău, sunt al tău, ferestra pe fundul tău. Ce la luar, vai, ce luxury. Uuu, da! Yeah, business baby. Ah. Acum că vedeți, mâncarea unui turist, iată, o pâine. Eu observat la tine că tu observi un lucru. Yeah. Nu spate. Vedeți, oamenii spun pozitiv, indiferent de ce nu s-ar întâmpla, pozitivismul. Pașii. Noi suntem în vama deja de 3 ore, 3000 de ore. Am ajuns la Continental, nu știu dacă se vede. Eu sunt Rix Eugeniu, fac ce vreau. Sunt artist, producător și businessman. Vom de o să vă sară carapacea și capacele. Hei, bună dimineața, București, am ajuns la București. Suntem în gară și plecăm spre hotel. Dar vreți să vă arăt ceva? Păi 3, să vă arăt ceva, iată. A căzut în cap. Tot normal? S-a lovit cu capul în asta. S-a lovit cu capul? Da, dar e drogat, e bat. Ce ai, mă? Un pahar de vin? Da, Chiki-chiki-ta. Dar tu de ce porți ochelari? Te simți obosită? Pentru că sunt Vica! Vica! Da, copșalul. Room tour, hai să facem prima descoperire. Hai, brate. Opa! Îmi place, signori? Salutare, bună ziua! Astăzi eu sunt Ilie Vlog. Sper că s-auta, s-aude. Da, eu sunt Ilie Vlog și astăzi vom face un vlog. Sunt Avata. Coridorul la hotelul din București. Uite-l pe el. Este un ou clocit. Cât mă aflu aici, aceste 5 minute faimoase. Deja simt vibe-ul de român, că deja prin mine, da? Da, așa. Și pașor. Dacă vă place până la urma urmei vlogul ăsta și mă susțineți, vă rog frumos un like. Даже если силы противника превосходят, стою до конца, хоть убей меня, что нахуй легавых. După cum se vede, în loc să stau să mă pregătesc să mă plimb prin tot Bucureștiul ăsta, eu pregătesc lansarea, Fata Dulce. Toate platformele, cred că vlogul ăsta
fata dulce deja e postat. Cu 3, 2, 1. Prima zi de filmări și toată echipa este gata. Și am răcit. Și astăzi trebuie piscină. Care răcit? Eu la dânsă. Ia uite la asta. Ui, brate. El doarme. Al doarme. Să mă cac în capul vostru. Mulțumesc. Hai, măi, Rex. Să mă cac în capul vostru. Mulțumesc. Să mă cac în capul vostru. Mulțumesc. Fetele după mine mor. Dar tu puța chișor. Da. Aoleu, ei, miros, adior. Voi, dragii mei, frați români, știți că eu fac bani de muzică. It's my business. Fac bani de muzică. It's my business. Olulo. Și îți faci vlog, Rix? Olulo. Blicky, blicky, ce-n pi. Ca să-l ajungi pe Michael Jackson pe TikTok. I-am dat selfie. Eee, brato! Yeah, boy! Ce tare am fost! What the fuck? Noi plecăm spre România, da? Spune un cuvânt, chiar dacă nu mergi cu noi. You know who is Rix Eugeniu? Nu, nu cunoașteți cine e Rix Eugeniu? Nu. Asta e. Hello. Știi cine e Rix Eugeniu? Bă. Te iubesc. Și te iubesc. Oh. Și după tine nebune. Și te iubesc. Și te iubesc. Și după tine mă topesc. Yeah, în primul rând, când îmbrac căgula, mă transform într-o altă personalitate cu alte calități. 2. Nu ies din personaj. 3. Trebuie să provoc oarecare emoție sub orice formă. Unii pozitive, na-na-na și așa mai departe. Nu am încercat să par cel mai wow, cel mai guru, cel mai pozitiv, cel mai bun. Nu, nu, nu era scopul ăsta. Nu trebuia să ies din personaj. 3. Dincolo de mască, îți dai seama că sunt un om simplu, în carne și oase ca și voi. Doar că fac ceva mai diferit. Asta e. E sărbătoare! Sărbătoare mare, bucurie când e cuvare, basul ăsta nu dispare, tot țar în picioare, yeah. Sărbătoare mare, bucurie în difuzare, basul ăsta nu dispare, tot țar în picioare, yeah. Sărbătoare mare, bucurie în difuzare, basul ăsta nu dispare, tot țar în picioare, yeah. M-a infectat un drog, audi, wo, 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 wo. M-a infectat un drog, audi, wo, 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 wo. Fac o melodie când mintea mea plutește, dar se tremuri pereții, azi muzica vorbește. Fata dulce, mi-e ta dulce, a mea Monica.
Da. Bă, fără Monica Bellucci. Yeah, bitch. Mă te duce, mă te duce. Am bea Monica Bellucci. Bitch. Vino la roșu, ia. S-a legat de Monica Bellucci. Fata mea la toți le place, că a intrat în carapaci. Nu, Bellucci, nu, ai voce. Merci. Bună. Masca jos. Masca jos. Că e Eugeniu și am făcut așa o mică distracție, să zicem. Dar de ce urmează. Nu ți-ai masca jos? Nu. Nu, dar de ce? Care ar fi? Nu, de ce? Asta e personajul. Auzi, dar ești deranjat de ceva? La ce te referi? Nu știu, ai o... Ai o atitudine, cel puțin ciudată. Mai doar în cot. Ah. Păi da, dar eu ți-am vorbit frumos. Păi nu tot, îți dai seama, eu te iubesc și tu pe mine, așa că... Nu, stai puțin, eu vorbesc frumos, de ce nu vorbești și tu frumos? Păi frumos vorbesc, nu? Păi nu vorbești frumos. Adică? Nu vorbești frumos, pentru că în sală mai sunt doamne, mai sunt fete și tu vorbești urât. E târziu și e sărbătoare și cântă muzica. Bine, mă, acceptă să ne luptăm, Mărin, dacă ai ceva împotriva personajului meu. Și dacă vei ignora acest mesaj, înseamnă că ești fricos, da? Logic, nu? Sau mergem la un podcast și discutăm toate întrebările care le ai tu contra personajului meu, de ce nu ai înțeles? Asta e. Te provoc în mine. Și îți dau timp să te pregătești.